Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Probabil că ziua de ieri, 26 iulie 2021, dumneavoastră nu v-a spus nimic. Nu a spus nimic nici celorlalți români, deși pe 26 iulie s-au împlinit 7 ani de la înființarea actualului PNL, de la congresul de fuziune dintre PDL și PNL, în urma căruia a apărut partidul meu, al lui Klaus Iohannis. Nimeni nu și-a amintit de acest moment, culmea, nici măcar liderii PNL. Câțu sau concurenții sau Klaus Iohannis putea să scrie pe Facebook. Îmi amintesc că acum 2014, da, plus 7, acum 7 ani, hai de mine, eu eram pe cai mari pentru că eram deja candidatul comun al celor două partide. Am fost la toate momentele, inclusiv la congresul de fuziune. Mai înainte, în aceea zi, a fost o fuziune dintre partidul lui MRU, Mihai Răzvan Ungureanu, cum îi zicea, așa, dacă am greșit, nu mai țin minte, verde în roura. Așa. Deci PDL s-a întâlnit în Convenție Națională și a ratificat fuziunea prin absorție cu Forța Civică al Mihai Răzvan Ungureanu. Era atunci un plan mare. Deci Mihai Răzvan Ungureanu, care și el era, fusese premier și avea mari ambiții, fusese șefusie, apoi a devenit premier, și unde Mihai Răzvan Ungureanu? A dispărut. Ce înseamnă? Era chiar pe cai mare, dacă numai și el a vrut să-și candideze și la prezidenție. Deci a fost din partea, a fost premierul României, a fost șeful SIE, ministrul de externe, personalitate. A dispărut. Este o dovadă a secretomaniei comuniste, staliniste, dictatoriale care domină România. Păi să mai întreabă nimeni nimic, presa nu mai întreabă de el, el nu știu. M-au zis zvonuri că s-a mutat în Austria, că poate e în Siberia, poate l-au arestat ăștia și nu știu. Totuși, se poate că... Și chiar era o personalitate, ca o personalitate precum MRU să dispară. Și după asta a avut loc congresul de fuziune. Haideți să ne reamintim din reportajul ProTV din seara zilei de 26 iulie 2014. Verde înrourat, cântat la toate reuniunile de acum fostului PDL, a devenit imnul oficial al noului Partid Național Liberal. Prinși cu negocierile pentru fuziune, liberalii lui Klaus Iohannis nu au învățat încă versurile, așa că au însoțit imnul cu aplauze. Obiectivul noului PNL este câștigarea bătăliei pentru Palatul Cotroceni, candidatul Dreptei Unite urmând să fie ales între Klaus Iohannis și Cătălin Predoiu, în urma unui sondaj de opinie. Surse politice susțin însă că decizia este aproape luată în favoarea lui Iohannis. Împreună vom face Crăciunul la Cotroceni, așa să ne ajute Dumnezeu! Bătălia noastră începe azi. Cu sprijinul dumneavoastră, bazându-mă pe luciditatea, inteligența și încrederea românilor, știu că vom putea schimba această țară în bine, așa să ne ajute Dumnezeu. Fuziunea PNL-PDL a fost văzută de mulți vorbitori cadoul perfect pentru Vasile Blaga, care a împlinit astăzi 58 de ani. Au fost însă și politicieni care l-au considerat pe Blaga vinovat de dispariția PDL. Astăzi este o zi neagră în istoria politică post-decembristă. Partidul celor mai mari victorii electorale, PDL, dispare. Vasile Blaga spunea că și de va fi să rămână ultimul în PDL, el va stinge lumina, dar nu va pleca niciodată altundeva. Așa este. Din păcate, astăzi se ține de cuvânt. Stinge lumina Partidului Democrat Liberal. Mă revoltă însă ipocrizia fără margini, monumentală, a foștilor colegi care, iată,
se prefac că nu mai pot de grija PDL-ului. După ce au lovit cât au putut el și au vrut să-l distrugă. Nici fostul președinte PDL Emil Boc nu a venit la București. El a declarat că PDL a fost înmormântat astăzi și că nu a dorit să participe la funeralii. Din cu totul alte motive a lipsit de la congres și Crin Antonescu. Fostul președinte liberal este plecat din țară în concediu. Nașterea Dreptei Unite a avut și câteva momente amuzante. Prin contopirea PNL și PDL, numărul celor din conducere a depășit 100, așa că organizatorilor le-a fost greu să monteze un prezidiu la care să aibă loc tot. Iar în momentul intonării imnului național, liberalii au tăiat a doua strofă în care apare numele Traian. Până să primească actele oficiale de la tribunal, noul partid va intra în alegeri sub denumirea de Alianța Creștin-Liberală. Din câte a văzut camera de luat vederi, e concentrată pe prezidiu. Dacă s-ar fi uitat un pic și în primul rând, m-ar fi văzut pe mine. Eu eram jurnalist, eram în primul rând cu laptopul și dacă nu mă înșel, cred că făceam. Dacă făceam pe vremea aia Cristoiu blogul sau Facebook, oricum parcă transmiteam. Știu că am transmis. Am fost chiar în primul rând. Dar ați văzut aici și personaje, Alina Gorghiu, era și doamna Săftoiu, toți erau veseli și Blaga și toți aplaudau și toți cântau și era și Tilișcă și Ludovic Orban, nu era Câțu. Asta spune multe, deci erau totuși niște lideri. În final ați văzut că doamna Udrea a spus că a fost o nenorocire și așa și este, pentru că a dispărut un partid precum PDL. Fiind acolo gazetar, și aici pot să fac relatare, atmosfera din sală era tipic politrucismului românesc. Unanimitate, aplauze, bla, 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 fericire, dat pe spate, Blaga, toți. În pauze am întrebat și eu pe aici, acolo, care mă știam, și va apuca totuși, este vorba de un partid precum PDL, partid de guvernământ. Cum adică un partid care a dat și un președinte cu două mandate, a fost și președinte, și uite, brusc, PDL, fostul PD, totuși făcut de Peter Roman. Cum dracu, ca să zic așa, dispare peste noapte și rămâne unul PNL? Lasă la o parte faptul aberația, pentru că normal era, uite, la USR, zic acum plus, USR și plus, e USR plus, nu e USR, nu se va numi USR sau plus. PNL. Normal era să se numească, nu știu, PDL-PNR sau PNL sau Partidul Național Liberal Democrat. Deci era un nou partid. Asta a fost una din marile greșeli de la vreme. Și mi s-a spus că domnule, trebuie să ne sacrificăm, avem nevoie de un partid de dreapta, cum este și PSD-ul, care să domine, să câștige. Bine m-am zis, frumos. Suntem la 7 ani. În primul rând, acest partid nu s-a format niciodată. Acum asistăm, în spatele lui Câțu, la mașinăria, la liderii PDL, care au fost încetul cu încetul înlăturați, de la Boc până la Blaga, și care s-au conectat la mașina, la țeava de bani de la Cotroceniu de acum, cum au fost conectat, și au pornit la o răsturnare a lui Orban. Deci au pornit la o răsturnare pentru că denumirea a fost din start aberantă. PNL. Nu. Nu mai spun câte prostii au fost posibile, câte neghiobii de fiecare dată când au pierdut alegerile și europarlamentarele și parlamentarele, cei de la PNL au zis, domnule, cel mai bun rezultat, domnule, stai puțin, cel mai bun rezultat în raport cu PNL-ul vechi, dar nu cu PNL plus PDL. Bun, deci a fost o prostie. Partidul acesta n-a fuzionat niciodată, n-a fost niciodată un partid. După fuziune a venit o tante parașutată de Cotroceni, o pupilică, Alina Gorghiu, care pe asta sigur s-a măritat și a devenit un fel de, pe lângă Cotroceni, ca influență, un fel de Elena Udrea, dar Elena Udrea era singură. Ea este împreună cu soțul Isar
Deci vă imaginați ce e pe capul ăla de la Cotăcea. Repet, ca influență. Nu, habar n-am, nu mă interesează, nici nu mă interesează nici viața intimă a lui Traian, nici a ei. Elene Udrea, oficial, nu era nimic decât că era influența, se recunoștea și Traian și Udrea. Din coace nu recunoaște, dar se știe. Păi, Sar și Alina Gorghiu sunt un cuplu infernal. Ei l-au și convins pe Klaus Iohannis să-l sprijine pe Câțu. Mă rog, complicat. Și cum a spus una de jurnalistă de dreapta, că Isar se duce și stă efectiv cu picioarele pe biroul lui Câțu. Deci, unul, Câțu nu lipsește. A fost spus Alina Gorghiu. O catastrofă. Au pierdut alegerile în 2016 și a fost, nu mai țin minte cine, interimar și a venit în 2017 Ludovic Orban. Misiunea lui Ludovic Orban, dacă el a fost o mare personalitate, era să unească acest partid. Ludovic Orban însă a făcut din PNL plus PDL un PNL. Și sigur că fisura dintre cele două partide s-au adâncit. Dacă venea, unul, dacă schimbau numele partidului, spunea PNLD sau PDNL, da? Un partid nou, că așa era, un partid nou. S-au născut din fuziunea două partide. Nu poți să-mi vină mie și-mi face mie pe site-uri, site-ul PNL, că el e de pe vremea lui, cum? Deci era o prostie, ci că PNL e de pe vremea lui Ion Cebrăteanu. Cum adică? Deci nu e vorba de... Ei nu s-au unit prin absorție. Au fuzionat și au fuzionat PNL plus PDL, normal să fie un nou partid. Echipa Ludovic Orban, principala lui vină, și pentru care n-ar mai trebui realist, este că nu a fost suficient de puternic. Klaus Iohannis l-a durut în cot partidul și partidul ăsta n-a funcționat. A funcționat ca un partid PNL mic, tradițional, care a înghițit un partid epure, care a înghițit un, să spunem, un bursuc. Și n-a ieșit nimic, că normal era să se fuzioneze, să schimbe numele, iar cel care venea, și nu Alina Gorghiu, trebuia imediat un lider, dacă poate Klaus Iohannis, un lider puternic, nici măcar Tilișcă, în stare să facă un nou partid. Acest partid n-a funcționat niciodată. Și iată că acum s-a văzut fisura. Gruparea PDL s-a trezit la, prin Blaga, prin Boc și, mă rog, au lipit și pe Ardelene acolo, pe Rareș Bogdan și cu Alina Gorghiu și, de fapt, noi, la ora actuală, avem o fisură care se lărgește pe zi ce trece între cele două partide care oricum n-au fost niciodată unite. Nu știu, trebuia găsit, deci, dacă venea o personalitate puternică în fruntea partidului ăsta, gen Ilescu la PSD sau cum a fost Năstase la PSD sau cum a fost regretatul Vadim la PRM, atunci el reușea să topească de cele două părți, la un moment dat se topeau, se făcea un melan și era un nou partid. Dar, repet, vina inițială este cea că n-au schimbat numele partidului, PNL. Și atunci, dacă te uiți pe site, vei descoperi că este istoria PNL-ului ăla din 90. Dar, de fapt, noi în 2014 n-am avut, n-a fost un partid PNL care a înghițit PDL, cum s-a întâmplat cu PDL, cu ăsta, aripa, partidulețul condus de mereu. Nu, cele două partide au fost egale, ba chiar PDL a fost cu mult mai multe voturi și au fuzionat. Au fuzionat, normal, să fie un nou partid. Dacă s-ar fi numit PNLD, Partidul Național Liberal Democrat, probabil că, și ar fi avut un alt lider, probabil că acum ar fi avut un partid foarte puternic, de aia nici n-a funcționat. Și acum avem de-a face cu grup, cu partea aia pedelistă care a rămas nemulțumită, înlăturată, și așa și este, din toate funcțiile, deși avusese și miniștri și astea, înlocuită de Tilișcă cu peneliste și peneliști, fără unii dintre ei, fără nicio valoare, și atunci, în momentul în care PNL, ăla mic, a încercat să înghită PDL-ul, nu să se concubineze, să facă, nu, să înghită PDL-ul, PDL-ul nu s-a lăsat înghițit și acum avem de-a face, sau PNL-ul a înghițit, așa,
Și s-a făcut așa mare, o burtă, mare, și la un moment dat ăsta, cum să spun, dinăuntru a fost de ajuns să clatine un pic PDL-ul și a ieșit la iveală. Și s-a spart. Asta este. Mă așteptam că pe 26 iulie să fie discuții, să se disbăi și stai puțin și ce s-a întâmplat. A fost un eșec. Partidul nou, care a fost format din PDL plus PNL, nu a avut niciodată după această fuziune un scor care să adune PDL plus PNL, deci întotdeauna, dacă ar fi candidat separat, aceste două partide ar fi avut un scor mult mai mare și, după părerea mea, nici n-ar mai fi existat USR plus. Adică am fi avut un partid, două partide pe partea dreaptă, apropiate, care s-ar fi făcut o coaliție și USR plus n-ar fi existat. În momentul în care acest partid, care de fapt nu era partid mare, ci a rămas în continuare un partiduleț, tot PNL, pentru că aia din PDL au fost excluși, lipsit de un lider puternic care să topească ăsta, acest partid a rămas un PNL din ăla și au făcut eșec. Europarlamentarele eșec, prezidențiale nu e a lor, că e victoria sistemului a serviciilor și în același timp a fost și deci și din punctul și după asta parlamentare care a fost un dezastru. Nu-mi dau seama care ar fi soluția. Soluția este, repet, nu Câțu. Nici Câțu, nici Orban nu vor avea puterea aia. Deci Orban a fost, deci președintele partidului și conția partidului s-a ales de la PNL. Repet, de la partidulețul ăla, da? Orban nu a avut tăria să uite că e penelist. Să spună, bă, sunt un nou partid. Și atunci a ieșit ca dracu. Acest partid n-are nicio șansă, pentru că nu e un partid unit care să fuzioneze, tocmai pentru că se numește PNL. Și atunci, repet, uitați-vă pe site-ul lor. Pe site-ul lor este istoria PNL. Site-ul lor trebuia să aibă istoria începând din 2014. Atunci începe PNL-ul de acum, da? Și după ce spunea ce s-a întâmplat, cum a fuzionat cu tare, avea așa o veste. Și hai să vedem destinele celor două partide. Și făcea separat. PNL care a venit cu tare și PDL care a venit, pentru că în nouă partid și PNL a dispărut. Dacă vă uitați pe site, rezultă că avem un PNL și PDL unde? Da. Deci asta este, ne vedem, nu știu, mâine seară.